Laudat să fie Iisus Hristos! Iubiți frați și surori, rugăciunea de la începutul liturghiei îi cere lui Dumnezeu harul acesta ca noi să cugetăm la cele spirituale, ca și prin gândurile, cuvintele și faptele noastre să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Este un îndemn ca să privim spre interiorul nostru, spre adâncul din ființa noastră și să avem grijă de ceea ce trăiește în inima și în gândul nostru. Să avem grijă pentru că de acolo izvorăsc și gândurile, și cuvintele, și faptele noastre. Suntem îndemnați să ne gândim la cele spirituale, cele care sunt în interiorul nostru, mai mult decât la cele exterioare. Pentru că privirea adevărată, completă, este cea care pornește din interiorul nostru, trece prin ochii noștri și cuprinde lumea exterioară, în care găsim semnele prezenței oamenilor, dar și semnele prezenței lui Dumnezeu. Am ascultat lecturile pe care le propune Biserica în duminica aceasta, a șaptea de peste an. În prima lectură, glasul Domnului îi chema pe cei din Vechiul Testament să nu cumva să practice ura și răzbunarea față de aproapele. Dimpotrivă, sunt îndemnați să-L iubească pe aproapele. Sunt îndemnați să fie sfinți, așa cum Dumnezeu este sfânt. În același timp însă, găsim în cărțile Vechiului Testament lucruri care ne surprind și care totuși stau alături de acest îndemn pe care l-am ascultat în prima lectură. Găsim, de exemplu, în Cartea Facerii, cuvintele pe care le spune Lamet, un urmaș al lui Cain. Știți din Scriptură istoria lui Cain și Abel? Ei bine, un descendent al lui Cain spunea: am omorât un om pentru o rană și un tânăr pentru o vânătaie, căci Cain este răzbunat de 7 ori, dar Lamet de 70 de ori câte 7. În lumea respectivă domnea această lege a răzbunării. Vine apoi, și aflăm acest lucru din Cartea Leviticului, vine legea talionului, care spune, Iisus citează în Evanghelia pe care am ascultat-o, citează cuvântul din Levitic, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Această lege, așa cum sună și azi în urechile noastre, era totuși o lege pozitivă, un progres față de legea răzbunării a lui Lamet, urmașul lui Cain. Era un progres, pentru că nu mai lăsa frâu liber răzbunării și urii, ci propunea un echilibru de dreptate. Dacă ți-a scos cineva un ochi, scoate-i și tu. Iată un pas de progres în lumea veche, dar de la Noul Testament, dacă luăm cuvintele lui Iisus pe care le-am ascultat astăzi, suntem departe de gândirea respectivă. Suntem departe de gândirea respectivă, dar practica uneori este aceeași, căci există ură, există răzbunări, și nu trebuie să umblăm prea mult în jurul nostru ca să le întâlnim, să le găsim.
Toate acestea există, dar există și cuvântul lui Iisus care spune: fiți desăvârșiți precum Tatăl vostru din ceruri este desăvârșit. Și în Vechiul Testament întâlneam acest îndemn similar: fiți sfinți. Și aici găsim în Evanghelie cuvântul: fiți desăvârșiți. Cum împlinim noi, creștinii, cum practicăm această desăvârșire? Găsim răspunsul tot în Evanghelia de astăzi, în cuvintele lui Iisus: iubiți pe dușmanii voștri. Această poruncă este specificul vieții creștine. Iubirea de aproapele dusă până la iubirea față de dușmani. Și Iisus ne spune că este posibil acest lucru, că altfel nu l-ar fi cerut de la noi. Și Sfinții ne învață că e posibil să iubești, să ierți pe dușmani. Vă amintesc exemplul monseniorului martir Vladimir Ghica. Atunci când a fost dus la pușcăria de la Jilava și a fost împins din camion ca să cadă într-o baltă de apă și noroi, a spus celor din jur, care la fel au fost împinși afară din camion: să iertăm, să iertăm. Și cu acest cuvânt, care a ieșit din inima lui, luminată de cuvântul lui Hristos, cu acest cuvânt el își petrece timpul închisorii, în care a suferit amenințări, umiliri, bătăi. Pe toate le-a primit dând iertare completă celor care până la urmă l-au dus la moarte. Iată că sfinții, martirii, ne dau exemplu că e posibil să mergem pe această cale pe care Evanghelia ne-o deschide: iubiți-i pe dușmanii voștri, pe cei care vă stau împotrivă, pe cei care vă vor răul, pe ei să iertați, ca la rândul vostru să fiți iertați de Dumnezeu. Iubiți frați și surori, iată idealul la care ne cheamă cuvântul lui Iisus: să-L iubim pe aproapele nostru, dar să iubim și pe dușmanii noștri și să facem din această practică o tărie a sufletului nostru, o tărie a interiorului nostru, din care să pornească tot gândul de iertare, tot cuvântul și toată fapta de imitare a lui Dumnezeu, care este îndurător și milostiv. Prin îndurare, prin iertare, prin milostivire, îl imităm pe Dumnezeu și intrăm în cuvântul și din Vechiul Testament și din Noul Testament: fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, spune Domnul. Fiți desăvârșiți, pentru că desăvârșit este Tatăl vostru ceresc. O rugăm pe Sfânta Fecioară Maria să ne dea curajul acesta de a trăi în întregime cuvântul lui Iisus, de a trăi în întregime iubirea de aproapele, până și iubirea de dușmani. Lăudați să fie Iisus Hristos!